După prezentarea generală de acum o săptămână a perioadei judecătorilor, începând cu lecția aceasta, vom intra la analiza judecătorilor, potrivit cu referințele biblice, mai multe sau mai puține, care le avem în dreptul lor. În această seară vom vorbi despre Otniel, primul judecător. L-am intitulat sau lecția am numit-o Otniel, biruitorul cananitelor și biruitorul cananiților. Vom vedea că de la fiecare din ei avem ce învăța în plan pozitiv, mai puțin de la Abimelec în plan pozitiv, iar de la unii sunt și aspecte de sesizat în plan negativ. Să încercăm să aplicăm în dreptul nostru, iar unele care nu sunt aplicabile, le-a trecut vremea sau se potrivesc doar în dreptul altora, să le putem înțelege pentru ca să avem o judecată corectă în dreptul oamenilor care trăiesc acum, în mod special, să nu greșim în atitudinea ce o avem, în vorbirea la adresa unor stări sau unor fapte sau oameni. Să facem cunoștință așadar cu Otniel, din Cartea Judecători, capitolul 1, versetul 13. El a fost, așa cum scrie aici, fiul lui Kenaz, care la rândul lui a fost fratele cel mai mic al lui Caleb. El a devenit apoi soțul Axei și primul judecător în Israel. El s-a ridicat la înălțimea chemării divine și după Iosua și Caleb a fost conducătorul națiunii izraelite. L-a cunoscut posibil în parte pe Iosua, dar încă l-a cunoscut bine pe Caleb. Și prin socrul lui, prin nevasta lui, a avut experiențe legate de ceilalți conducători dinainte. În capitolul 3 este prezentat el ca judecător, de la versetul 7 la 11. Vreau să-l privim mai întâi ca biruitor al cananiților. Și într-o primă parte vom observa cucerirea Kiriat Seferului sau Debirului, luptă care l-a evidențiat. Din capitolul 1 rezultă că el a luptat alături de cei din Iuda, despre care aminteam că a fost primul trib după moartea lui Iosua, ce a continuat războiul în Canaan pentru extirparea, pentru nimicirea ultimilor rămășițe de fortărețe cananite. Citim de la versetul 8. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat. L-au trecut prin ascucisul săbii și au dat foc cetății. Fiii lui Iuda s-au pogorât apoi ca să bată pe cananiții care locuiau muntele, ținutul de miază zi și câmpia. Iuda a pornit împotriva cananiților care locuiau la Hebron, numit mai înainte Kiriat Arba, și-a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și Talmai. De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului. Debirul se numea mai înainte Kiriat Sefer. Caleb a zis, voi da pe fica mea Axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. În acest moment s-a evidențiat Caleb. Putem înțelege că el a luptat mai întâi alături de frații lui, de seminția lui. Nimeni nu va putea, decât într-o excepție, să fie direct un luptător fruntaș, până mai întâi nu este un luptător comun împreună cu alții. Oamenii care se evidențiază ca și conducători, pe care Dumnezeu îi cheamă la o slujbă specială, sunt oamenii care se luptă în mijlocul comunității, ei vor ajunge mai apoi, dacă va fi cazul,
să conducă acel grup, acea comunitate în luptă sau în lucrarea Domnului. Acesta a fost spiritul lui Caleb, care a fost gata să lupte în masa de oameni și la fel putea să fie în fruntea lor. Aceștia sunt adevărați luptători, care pot să lupte și în formație și în față. Oameni fără pretenții. Iată ce zicea Iosua în cartea sa, prezentând de fapt cuvintele lui Caleb, Iosua 14 de la versetul 11. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. Și observați cele două valențe. Fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Repet, adevărații credincioși, dacă au pe inimă o lucrare, se luptă. Fie în fruntea formației, fie în mijlocul formației. Iar dacă este nevoie, ei se ridică ca niște luptători, nu ca niște oameni obsedați sau pasionați de ideea de a fi în față. A început lupta. Și citim versetul 13. Luptă a căror detalii nu sunt date. Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate. Desigur, a avut soldați de care s-a ajutat, dar el a condus acea bătălie. Și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. Vreau să rețineți că fiecare victorie aduce un loc de moștenire care poate fi făgăduit, care poate fi dorit, dar nu poate fi obținut decât prin luptă. Rețineți, noi avem făgăduințe din partea Domnului. Tinerii au făgăduințe. Dumnezeu le făgăduiește o casă, o binecuvântare, pământească, spirituală. Alții, poate n-au neapărat o făgăduință de care se leagă și pe care o așteaptă, dar au dorințe. Fără dorințe nu cred că este vreunul. Dar acestea nu pot fi atinse decât prin luptă. Leneșul nu va avea nimic, deși, zice în cartea Proverbelor, că el poftește. Degeaba ne dorim, degeaba așteptăm, dacă nu ne și luptăm. Nu știu cât de mare a fost riscul, nu știu cât a durat lupta. În Evrei este scris că avem nevoie de răbdare până vom primi cele făgăduite. Și până atunci trebuie să ne luptăm. Doamne, ajută-ne! Tot ce vreți se câștigă prin muncă, prin stăruință, prin luptă, rugăciune, activitate fizică, spirituală, intelectuală. Așa dăruiește Dumnezeu. După ce a dat acest prim test și a ieșit biruitor, după ce a obținut o nevastă bună, un loc, mai târziu, în capitolul 3, îl vedem într-o altă luptă. Robii cananiților, evrei, ajunseseră în postura aceasta în țara făgăduită. Pentru că scrie aici în capitolul 3, versetele 7 și 8, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au uitat pe Domnul și au slujit balilor și idolilor. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușandrie și Ataim, împăratul Mesopotamiei, și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișataim. Am accentuat expresia, Domnul i-a vândut. Cușan Rișataim îi cumpărase, în ghilimele spus, pe evrei de la Domnul. Pentru că cei credincioși, dacă nu slujesc Domnului și nu se țin de Domnul,
ca printr-o tranzacție, ca printr-o înțelegere, printr-un accept, Dumnezeu îi lasă în stări neplăcute, nedorite, în suferinți, în sărăcie, în necazuri. Și degeaba se plâng, ca și cum cineva este rob și este legiferată sclavie. Așa, de drept și de fapt, ei erau robi. Ei aveau o mențiune în cartea Deuteronom, capitolul 32, că în caz de neascultare vor fi vânduți. Citim de la versetele 28 până la 31. Cuvinte din cântarea lui Moise. Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simț și nu-i pricepere în ei. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Cum ar urmări unul singur 1.000 din ei și cum ar pune doi pe fugă 10.000? Dacă nu i-ar fi vândut stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul, că stânca lor nu este ca stânca noastră, vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privință. Cananiții îi judecau și Dumnezeu accepta ca ei să fie robi. Și trebuie să recunoaștem o realitate nedorită, că sunt familii, sunt credincioși, ajunși în stări rele, grele, cu acceptul lui Dumnezeu, datorită diferitelor stări de păcat, stări de neveghere, de neascultare. În mod repetat, Dumnezeu i-a abandonat pe evrei cu nădejdea, cu posibilitatea răscumpărării lor, dar numai dacă urmau să se pocăiască. Dumnezeu l-a folosit pe Odniel în a-i răscumpăra. Pentru că mulți dintre autorii războiilor din Vechiul Testament, a câștigării independenților, sunt simboluri ale Mântuitorului, ale răscumpărărilor din lucrarea Domnului sau chiar din lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu. Să citim din capitolul 3 să vedem ce s-a întâmplat urmărind evenimentele de la versetul 9. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Este o primă etapă. Cei în cauză, robiți, în necazuri, să ceară ajutor. Dar de regulă ei nu se mai pot elibera singuri. Sunt prea slabe șansele. Ca răspuns a rugăciunilor, Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit pe Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. El a fost nu doar războinic, el a fost și judecător. Pentru că doar prin război și fără judecată nu putea să-i elibereze. Ei trebuiau mai întâi judecați pentru a-și vedea vinovăția și apoi trebuiau conduși în luptă pentru a deveni liberi. Aplicativ. Când o familie, un om sau mai multe persoane sunt ajunse sub stări de vinovăție, de pedeapsă, de necaz, nu este suficient și nu este indicat doar să ne rugăm să postim pentru ei ca Domnul să-i scape și să aducă izbăvire. Cum sosesc frecvent bilete la amvon, suntem într-o grea situație, rugați pe Domnul să ne dea izbăvire. Este nevoie în acel caz să se facă și o judecată, să se stabilească dacă nu cumva sunt niște penalități care sunt imputabile, niște stări care trebuie mărturisite, niște atitudini care sau în care e nevoie să se producă schimbare. Pentru că altfel, chiar dacă am face fapte de vitejie în război, sau chiar dacă am posti în mod îndelung și să ne rugăm prelungit, a zis Dumnezeu, dacă nu rezolvați problema
a păcatelor care sunt, degeaba faceți fapte de vitejie, că nu veți avea izbândă. Problema are două capitole și ambele trebuie rezolvate. Și pentru dovedirea acestui adevăr, vă citesc și în 1 Samuel, capitolul 7. De la versetul 3. Samuel a zis întregii case a lui Israel, și el a fost un judecător, cum bine știți. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini, îndreptați-i vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Copiii lui Israel au scos afară idolatria. Apoi, în versetul 5, el le-a zis, strângeți-vă, eu mă voi ruga. Au postit. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Apoi a început războiul și a fost dată biruință. De aceea, Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca în asemenea stări să putem face și o judecată dreaptă și să facem și un război în numele Domnului pe care să-L câștigăm spre slava Lui și libertatea noastră. Revenind la judecător, capitolul 3, vom vedea de la versetul 10 cum s-a produs eliberarea. Duhul Domnului a fost peste el, pentru că puterea lui Dumnezeu, unde Duhul lui Dumnezeu intervine, orice lucrare se face, orice eliberare se produce, orice vinovăție, orice pedeapsă, orice forță demonic poate fi îndepărtată, alungată. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Evreii au ajuns să-i controleze, să-i stăpânească pe cananiți. Pentru că asta e regula în Noul Testament. N-a zis Mântuitorul, vă voi da putere peste puterea vrăjmașului. Și spiritele care ar trebui să fie controlate de noi în sensul să fim noi stăpâni și să nu ne poată face nimic, uite că în anumite situații ne stăpânesc ele pe noi. Când, de fapt, am putea, printr-o judecată de pocăință, că nu-i voia Domnului, să rămână credincioși în robie, într-adevăr, sunt uneori robii pe termen. Dumnezeu a spus 70 de ani, 3 ani, 7 ani. Dar măcar după aceea Dumnezeu vrea să ridice izbăvitori. Ei pot să fie oameni care iau inițiativa într-o familie, poate să fie un bărbat sau un tânăr sau chiar o femeie ca Debora care se ridică și îi provoacă pe ceilalți la pocăință și apoi îi provoacă la post și rugăciune, cer ajutorul fraților din jur, cum am vorbit că e nevoie să ne ajutăm între seminții, și apoi se produce eliberarea și Dumnezeu s-o aducă în toate situațiile. Amin. Vreau cum să trecem la partea a doua. Odniel, biruitorul cananitelor. Pentru că asta este minunea cea mai interesantă în viața lui, pe care am scos-o în evidență. El a fost între evrei și evreice în Canaan, între cananiți și cananite. Dar el a întrejit moștenirea neamului, rămânând în neam. Când alți evrei n-au făcut așa. Ce înseamnă asta? Capitolul 1, versetele 13 și 14. Odniel a pus mâna pe cetate și Caleb a dat de nevastă pe fiica sa Axa. Când a intrat ea la Odniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar și Caleb a zis, ce vrei? Observați că el s-a luptat mai întâi să obțină de la cananiți cererea dreptului și apoi a cerut și din familie dreptului, obținând și de la unii și de la alții tot ce îi trebuia. Dar totul a pornit de la faptul că a vrut o soție din neamul lui. Ei aveau o reglementare, de care vă rog să țineți cont și pe care vom citi, din capitolul 36 din Numeri, versetele
1 la 12. Mai întâi este un caz. Căpetenile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea mai marilor peste casele părintești ale copilului lui Israel. Ei au zis: Domnule, ce ți-a poruncit Domnul să dai copilului lui Israel țara ca moștenire prin sorți? Tu, Domnule, ai primit de asemenea poruncă de la Domnul ca moștenirea fratelui nostru Țelofhat să o dai fetelor lui, pentru că respectivul tată n-a avut băieți. Dar dacă ele se mărite după unul din fiii alte seminții a copilului Israel, moștenirea lor va fi ștearsă din moștenirea părinților noștri și adăugată la seminții din care vor face parte, și astfel moștenirea care ne-a căzut nouă la sorți se va micșora. Și când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moștenirea lor va rămâne adăugată la seminții din care vor face parte și va fi ștearsă astfel din moștenirea seminției părinților noștri. Moise a poruncit copilul lui Israel din partea Domnului și a zis: seminția fiilor lui Iosif are dreptate. Și de la acel caz s-a dat o lege pe care vă citesc și a cărei idee este fiecare să rămână în seminția lui, să țină la neamul lui, să își capete toată moștenirea ce e cu dreptul, și el în familia lui să aibă tot ceea ce Dumnezeu ar putea să-i dea. Să se mărite cu cine vor vrea, numai să se mărite într-o familie din seminția părinților lor. Nici o moștenire a copilului Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copilul Israel să se țină lipit de moștenirea seminției părinților lui. Și scrie în versetul 12, fetele acestea s-au măritat în familiile fiilor lui Manase. Odniel a ținut cont și s-a luptat cu toată puterea pentru Iuda. Voia o soție din aceeași seminție. Vreau să înțelegem de aici că fiecare tânăr și apoi fiecare om, bărbat sau femeie devenit familist, trebuie să se lupte de la început și totodată pe parcurs să primească tot ce poate primi ca familie. Spune Scriptura în Cartea Proverbele, 19:14. Casa și averea le moștenim de la părinți. O nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Odniel a fost omul ce s-a luptat pentru casa lui. Să aibă o cetate, unde să-și aibă locuința, într-o cetate cu ziduri. Putea să zică: mă mulțumesc cu partea asta ce o avem. N-avem ce face, restul nu e a nostru, nu putem dobândi. A fost omul care s-a luptat. Astăzi nu trebuie să mai duci războaie, trăim în libertate. Dar poți să muncești pentru casa ta, poți să rămâi pentru toată viața într-o condiție modestă și să fii chiar un om leneș și să spui: atât am moștenit de la părinți. El a moștenit parte de la părinți din casă și avere. Dar să dăm copiilor noștri tot numai cât a rămas de la părinți, ca să spună ei: noi ce avem, avem de la bunici. Tata n-a mai muncit, să ne rămână și de la tată. Asta în plan fizic, dar și în plan spiritual se poate. De la căsătorie, dar și pe parcurs. Nu spune cineva: frate, noi așa ne-am căsătorit, acum asta e situația. S-a căsătorit și a fost mulțumit doar în parte de ceea ce avea. Și noi știm că mulți dintre noi am pornit, cum zice vorba românului, de la lingură și furculiță. Și am muncit, Dumnezeu ne-a binecuvântat, mai degrabă, mai târziu, cu mai puțin, cu mai mult. Dar amândoi s-au luptat. Nu doar în plan pământesc. Dacă ar fi dorit doar în plan pământesc, când aveau și izvoarele de sus și izvoarele de jos, putea să spună: acum nu mai trebuie sistem de irigații, avem și cetate cu ziduri,
tot ce trebuie. Dar s-au luptat pentru toată națiunea. Citesc din capitolul 1 din Judecători, pentru a vedea o discuție interesantă din familia lor. Am citit deja în versetul 14 că ea s-a dus la tatăl ei, el a întrebat-o ce vrei, ea a răspuns, dă-mi un dar, că și mi-a dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Nu știu exact ce l-a motivat pe Caleb să-i dea fiicei lui. Sunt copii și buni și harnici, care efectiv își merită o parte de la părinți. Pentru că și ei la rândul lor sunt harnici, muncitori, sunt pocăiți, se luptă. Îmi place în mod deosebit înțelegerea dintre Caleb și Axa. Este normal ca fiul sau fiica să ceară părinților, nu fiul sau fiica sau ginerile sau nora, cum vrei să-i definești, să ceară socrilor. Oricum, inima față de un fiu este mai aproape. Aveau câteva, au mai cerut și au mai obținut câteva, altele, repet, le-au dorit și s-au luptat pentru ele și în final au obținut tot ce le trebuia, tot ceea ce era necesar. Asta nu înseamnă că au fost cuprinși de lăcomie și ca judecător avem dovada clară, n-a fost un nedrept, că n-ar mai fi fost Duhul lui Dumnezeu peste el să obțină în mod nejustificat, în mod ilegal, așa cum ar fi vrut neapărat și era supărat Ahab că n-a obținut ogorul sau via lui Nabot. Nu! Dar pentru ce se poate să te lupți, pentru ce se poate să muncești, este legitim, este natural, este de dorit. Dar în mod special este bine să te lupți, să locuiești cu familia într-o biserică sănătoasă, liberă, independentă spiritual, nu sub asuprire. Chiar suntem îndemnați în 1 Timotei 2 să ne luptăm și în țară și să ne rugăm pentru o viață de libertate, pașnică, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Să fim familiile care cerem ajutorul Domnului. Într-una din bisericile din Europa, eu nu știu dacă e așa, dar ei în mod repetat așa afirmă. Erau mai multe familii de români acolo. În situații critice, n-aveau drepturi, n-aveau posibilități. Au fost cercetați de Domnul la un moment dat că e normal să dea viață copiilor ca familii tinere. Și s-au rugat, s-au zis, Doamne, fă-ne o posibilitate aici să ne putem dezvolta ca familie, unde ne ducem soțiile la matern. Și s-au rugat și Dumnezeu i-a pus în legătură pentru o filieră legală. Apoi au postit cu toată biserica. Și s-a dat o lege care i-a favorizat în mod expres pe români. S-au anunțat repede în biserică și au beneficiat de ea. În condițiile acelea ei au zis că au văzut mâna lui Dumnezeu care i-a ajutat. Dumnezeu și aici și în altă parte va purta de grijă și va binecuvânta familiile care se luptă și care sunt credincioase. Pentru că nu este voia Domnului să trăim în opresiune spirituală și nu este voia Domnului să trăim în robie și chiar în sărăcie care să ne streseze viața și care să ne frământe încât să fim robi ai oamenilor. Dumnezeu vrea să-și ajute poporul. Binecuvântat să fie El pentru dreapta sa biruitoare ce o întinde peste noi. Acum vreau să îl vedem pe Odniel ca judecător în competența sa de judecător. În ce sens am zis că a fost biruitorul cananitelor? O mare parte din părinți și din copii care urmau să devină părinți, au fost neascultători de părinți, adică de legământul încheiat de Domnul cu părinții lor și s-au încuscrit cu cananiți. Citesc din capitolul 3, versetele 4 la 6.
Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare. A fost un test pentru neamul acela. Pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. A fost testul dacă ei țin la legământul încheiat sau nu. Copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, părinți și copii deopotrivă vinovați de aceste încuscriri. Și, ca urmare, au slujit dumnezeilor lor. Iată vinovăția părinților și copiilor. Și asta e cea mai gravă formă de vinovăție, când și bătrânii și tinerii se fac vinovați. Asta este stricăciune în masă. Mai târziu, în cartea profetului Amos, este incriminată în capitolul 2, versetul 7, o dublă stare de curvie, fizică și spirituală. Corupție totală. Citim și 6 să înțelegem. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri lui Israel, va pentru 4. Nu schimb hotărârea. Pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celui nerocit. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Iată cât de vinovați ajunseseră. Părinți și copii și-au luat dintre cananite care cum le-a plăcut și s-au încuscrit. Și ei au vinovați toți. Cine putea să-i judece? Unul care a ascultat de părinți, Odniel. Unul care s-a căsătorit bine, Odniel. El era îndrept să judece. Pentru că a fost tânărul care asculta glasul părinților, a fost tânărul curat. El a avut autoritate. Nu s-a lăsat influențat de ceilalți. El a fost un judecător incoruptibil în fața așa zisului sex frumos, a frumuseții feminine, a cananitelor. Pentru că la femei și la idolatrie frumosul duce în eroare. Nu că evreicile n-ar fi fost frumoase, dar păcatul are fața lui vinovat. El a rămas ferm și tare în privința aceasta. Și imediat ce au luat astfel de neveste, scria în finalul versetului 6, au slujit dumnezeilor lor. În versetul 7, copiii Israel au făcut ce nu plăcea Domnul, au uitat pe Domnul și au slujit în forme religioase ca și ceilalți. Pentru că legătura căsătoriei obligă la acceptarea religiei mai slabe. Vă rog să faceți un simplu calcul. Într-o familie, unde unul este mai pocăit și celălalt mai puțin pocăit, pentru a-și duce viața împreună, care după care trebuie să cedeze? Veți vedea că cel pocăit o duce cât o duce în forță, dar în fiecare zi este ispitit să-i accepte compromisuri celuilalt. Spunea un biet familist, ce să fac? Într-o zi mi-a spus că nu se mai poartă așa, că colegile ei îi fac observații. M-au împotrivit, dar de la o vreme s-a impus. Într-o zi mi-a spus, copiii la grădiniță le spun la ai noștri că ai noștri n-au televizor și s-a impus și asta. Și se impun toate pe rând, stări vinovate, pentru că în familie ai cunoștință de ceea ce face celălalt și intervine toleranță pe fond de iubire, pe fond de nevoi. Și cel mai pocăit, de regulă, lasă după celălalt. Iar dacă se întâmplă să fie unul credincios și celălalt necredincios, cel credincios va face rabat de la lucrurile sfinte, de la principiile adevărului,
în favoarea celuilalt. Asta este regula. De aceea au cedat evreii. De aceea Odniel a păstrat Duhul lui Dumnezeu peste ei și a fost biruitor, că a câștigat când s-a căsătorit. Și a fost ajutat toată viața. A putut să fie judecător, pentru că n-avea o cananită. N-avea o filisteancă precum Samson. N-avea o nevastă egipteancă precum Solomon. Să citim o referință despre acesta din urmă. 1 Împărați, capitolul 11. De la versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite. Deci vreau să se zicească că n-a fost doar un interes militar, politic. Le-a iubit. Și știți că iubirea este deasupra legilor? Adică în iubire legile cad și principiile nu se iau în calcul? Omul când plătește tribut iubirii, le face pe toate. Fie în bine, dacă e vorba de iubire dumnezeiască, fie în rău. Care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copilor lui Israel, să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi. Căci v-ar întoarce negreșit inima spre Dumnezeii lor, de aceste neamuri s-a lipit Solomon târâ de iubire. Dar vă rog să vă gândiți la evrei. Locuiau împreună. Deci nu era ca la noi, că unii suntem la biserică, ceilalți nu. Aveau un templu, unul singur în țară. Și mergeau pe stradă, evrei, cananiți, lucrau împreună, la câmp. Făceau înțelegeri între ei, tranzacții comerciale. Se întâlneau. Și era ispititoare, era tentantă ispita de a se căsători cu ele. Poate unii dintre ele aveau case, aveau moșteniri. Poate unii ziceau, ce mă mai bate eu ca Odniel? Să-mi dea tata izvoară de sus, de jos, să câștig cetatea. Eu mă înțeleg cu femeia asta și intru deja într-o cetate locuită și îmi dă socrul meu casă. Deja m-am pus bine și cu evrei și cu cananiți. Că sunt argumente și vin ispite care ne înfășoară. Știți, scrie în Evrei 12 că păcatul ne înfășoară și de lesne. Mi se pare ieftin să facem așa. Și scrie apoi în versetul 4 despre Solomon, când am bătrânit, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezeu, deci a rezistat ani de zile. Și nu cred că i-a fost ușor să reziste. Și te tot împotrivești. Unul vrea într-un fel, celălalt vrea altfel. Dar cu vremea, Solomon s-a dus după Astartea, a făcut ce este rău, le-a zidit temple, înălțim, așa a făcut prin toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domn. Așa s-a întâmplat și în vremea lui Iosafat, când Ioram s-a căsătorit cu o fică din casa lui Ahab și a Izabelei, n-a rezistat. De aceea, de ne-ar auzi toți tinerii, dacă vor să stăpânească, atunci să stăpânească prin puterea lui Dumnezeu și nu prin a face compromis cu vreo cananită. Și să ne audă toate fetele, sub nicio formă să nu se lase cumpărate, că vor ajunge vândute de vreun cananit. Pentru că pentru toți tinerii credincioși există câte o fată pregătită de Dumnezeu. Dar să se lupte dacă o doresc. Pentru toți există și casă și masă și un loc de slujbă. Dar să se lupte, să fie drepți și pentru toate fetele este loc în casa unui bărbat credincios. Dar trebuie să aștepți, trebuie să ceri, trebuie să te rogi, trebuie să slujești. Și astea sunt frumoase. Că oricum o activitate și o trudă tot are omul în viață. Vreau să încheiem, după ce am parcurs aceste două idei din studiul nostru, Odniel a biruit cananiți. Dar Odniel n-a fost biruit de cananite.
Pentru că, din păcate, sunt bărbați tari, plini de vitejie, au putere spirituală, au fost predicatori, au fost lucrători, chemați și au fost în stare să se lupte, au fost oameni ai postului, a rugăciunii, al slujbelor pline de putere, dar au fost slab la capitolul femeie. Au cedat. Și zicea o mamă înțeleptă în Proverbe 31, lemuiele nu se cade împăraților, să-i fure desmierdările și să se vândă ușor prin femeie. Femeia și-are locul ei și nici de cum nu trebuie să nimicească pe un sfânt, dar diavolul va încerca și va scoate pe piață, Dalilă după Dalilă, să-i înduplece și să-i îndoaie, să-i rupă și să-i scoată din schema lui Dumnezeu. Și în final, două idei scurte pe care vreau să le împletim. Odniel a fost un războinic al generației lui, căci Duhul lui Dumnezeu este și un duh al războiului. În Psalmul 45 este scris în mod profetic însăși despre Domnul Iisus sub această idee. De la versetul 3, războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, da slava ta. Fii biruitor, suit în carul tău de luptă, apăra adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascutite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeul, este veșnic, toiagul tău de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Domnul Iisus este prezentat în mod frecvent ca războinic, cel ce se luptă. Dumnezeu să facă din toți bărbații adevărați războinici, adică Duhul lui Dumnezeu să-i stimuleze să se lupte. Să nu spună, asta e situația, nu mai avem ce face, la noi în biserică nu se mai poate face nimic, la noi în familie nu se mai poate. Ba da, se poate dacă tu rămâi curat, Dumnezeu te poate ridica să fii un biruitor. Și nu să ne stăpânească pe noi cananiții și mâna Domnului și mâna noastră să apese tare asupra lor. Dar este nevoie să ne învrednicească și să ne împuternicească Dumnezeu. Dar asta nu se poate decât în condițiile care vi le-am spus despre Odniel. Duhul lui Dumnezeu nu-l poate lăsa pe un bărbat așa să stea liniștit. O fi ce o fi, asta este. Ne plângem morți. Nu. Dumnezeu vrea să avem biruință. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică și unul de putere, de chibzuință. Și o a doua și ultima idee. Odniel a fost un om al păcii în generația lui, căci Duhul lui Dumnezeu este și un duh al păcii. Astea nu sunt contraste. Este o completare desăvârșită. În 3:11, ultima mențiune despre Odniel. Este scris așa. Țara a avut odihnă 40 de ani și Odniel, fiul lui Kenaz, a murit. Nu știu cât a durat războiul, dar scrie clar că 40 de ani au avut odihnă. Vă dați seama ce prosperitate, cum se odihneau fiecare, cum e scris, sub viță și sub finic. Își mâncau roadele, s-a putut bucura de copiii lui, poate de nepoții lui. Că nu toată viața trebuie să fie un război. Trebuie doar să te lupți până obții biruința. Și apoi e mare har să ai pace și bunăstare în familie. E un har de la Dumnezeu. Așa ceva vrea să facă Dumnezeu în casele noastre. Dar până acolo este lupta și încercarea de care am vorbit. Duhul lui Dumnezeu se va bucura de noi. Să ne vadă bucurându-ne de soția noastră, de soț, de copii. Să ai parte de odihnă, de tot ceea ce Dumnezeu poate să-ți ofere. În primul rând, în plan spiritual. Dumnezeu nu vrea să fii toată viața un înfrânt.
Și se poate să spui, am avut și noi luptele noastre. A fost o vreme, poate de ani, de luni. Dar Dumnezeu ne-a dat biruință. În urmă, ne-am bucurat de pace. Iar în plan pământesc, să dea Dumnezeu și în privința aceasta binecuvântare. Că te bucuri dacă ai ce trebuie pentru tine, dar când ai pentru copii, să nu-i vezi necăjiți, te bucuri și mai mult. Un părinte întotdeauna va zice, eu mănânc ce pot, mă îmbrac cu ce am, să aibă copii. La tinerețe e bine omul să muncească. Slava tinerilor este tăria. Dar apoi, când se apropie perii albi, este bine să poți să oferi urmașilor tăi o stabilitate spirituală, să nu se aleagă în urma ta cu lupte, cu duhuri care se răsfrângă asupra lor, să nu se aleagă cu pagube în urmă, ci să putem oferi copiilor noștri tot ceea ce Dumnezeu ne-a rânduit aici și în împărăția sa. Nu scrie nimic, sau cel puțin nu știu eu, despre urmașii lui Otniel, dar cred că puteau să spună cu bucurie despre tata lor sau despre bunicul lor. Bunicul ne-a lăsat aici o moștenire în Canaan. Se poate spune și despre noi, tata și mama au făcut ce au putut pentru noi, au muncit cu mâinile lor, au făcut economii și ne-au dăruit. Ce s-a putut, potrivit cu ce este într-o țară? Și mai mult se poate spune, tata și mama s-au luptat să avem o casă în care să ne putem dezvolta spiritual. Să fie un loc al păcii, un loc ocrotit de Dumnezeu, în care forțele străine să fie alungate. Și noi și copiii noștri să putem trăi sub binecuvântarea Domnului. Aceasta e voia Domnului. Slăvit să fie El. Amin.